Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi am câteva informații și vreau ca să mi le împart cu dumneavoastră. După toate câte știți, Jirinovski a plecat, a decedat, iar împreună cu el, el a mai luat și un secret. Care e? Ăsta o să-l știe numai el. Noi, cei care suntem în viață, doar putem ca să presupunem. Și iată că aș fi presupus și eu că Jirinovski, cum a venit cu informația că a divulgat informația lui Putin cu mult timp înainte de a invada Federația Rusă în Ucraina, și zic eu că Jirinovski și astăzi ar fi venit cu o informație și ar fi divulgat când Putin ar fi avut de gând ca să implice rachetele lui balistice intercontinentale. Însă de acest lucru deja nouă nu ne-a dat ca să aflăm, din cauza că Putin l-a lichidat pe Jirinovski, fiindcă Jirinovski i-a divulgat secretul și i-a stat în cale. Și lui Putin nu i-a plăcut acest lucru, fiindcă știți destul de bine că toți cei care i-au stat în calea lui Putin, pardon, el i-a înlăturat. Cum l-a înlăturat și pe Berezovski, businessmanul fugar, care s-a refugiat în Marea Britanie și care l-au găsit mort în baie, în locul unde trebuie să faci baie. E un lucru, o situație foarte proastă, fiindcă care au organizat acest lucru, nu l-au organizat la un nivel foarte bun. Și știți încă destul de bine că ce Putin s-a întâlnit cu Camera Deputaților și a declarat că lumea, adică globul pământesc sau lumea civilizată trebuie să stea liniștită, nu trebuie să se implice, fiindcă ei vor răspunde, adică rușii vor răspunde și răspunsurile vor fi foarte dure. După cum vedem, sunt iarăși niște amenințări. Putin amenință țările civilizate, Occidentul, cu rachetele sale balistice intercontinentale, care le va pune în funcție pentru a distruge alte țări. Însă unii locuitori, unii oameni de știință din Federația Rusă vin cu alte precizări și spun că Putin nu va fi în stare ca să facă acest lucru, fiindcă el nici nu are aceste rachete balistice intercontinentale, doar a fost experimentată una și cu asta s-a finisat. Cine știe? Vom vedea. Până la 9 mai mai sunt încă câteva zile și zic eu că Putin, după 9 mai sau chiar în aceeași zi de 9 mai, ca să-și demonstreze forța armatei roșii, el va pune în aplicație acele rachete balistice intercontinentale. Însă el nu ia în considerație un singur lucru, fiindcă arma țărilor occidentale e cu mult mai performantă decât cea pe care o laudă că o are însuși Putin. O altă informație e că știți destul de bine de
proiectul pe care cândva l-a prezentat Bătrâncea în privința la neutralitatea țării. Însă el a spus că în acel proiect, în acele puncte, nu se referă, acele puncte pe care el le-a citat, nu se referă la regiunea transnistreană. Și iată că astăzi avem ce avem. Acele teracturi de care ne vorbește masele de informație, dar un teract, ca să faci un teract, acolo trebuie ca să fie și jertfe. Însă acestea au fost așa, niște jocuri cu grenade sau, mai bine zis, dorind ca să destabilizeze relațiile dintre Transnistria și din partea stângă și cea dreaptă a Republicii Moldova. Și iată că Krasnosilski a declarat cod roșu după ce au fost făcute așa zisele teracte. Acele persoane care au organizat aceste jocuri sau aceste teracte s-au urcat într-o mașină cu numere de înmatriculare poloneze și au plecat de la fața locului. Și Krasnosilski, el acuză că Ucraina e de vină în aceste teracte. Ca de obicei, toarnă zoaie în mintea omului și ei repetă exact ceea cu ce se spală. Fiindcă televiziunea din Rusia e exact același lucru, spală mentalitatea omului cu niște zoaie și ei repetă după cum e apa, repetă același lucru, fără ca să-și mai pună capul în mișcare, să mai gândească un pic, fiindcă atunci când îți pui mintea în mișcare, trebuie să mai faci și niște analize, trebuie să mai gândești și alte, să privești și din alte puncte de vedere. Și iată că planul lui Bătrâncea era pentru, adică proiectul cu privire la neutralitatea țării era foarte aproape, numai că el nu ne-a spus ceea ce ar fi vrut ca să se întâmple, ceea ce are de gând ca să facă regiunea transnistreană, fiindcă acolo la ei, pe lângă flagul pe care ei îl au, care l-a avut Republica Moldova Socialistă, Sovietică Socialistă Moldovenească, ei mai au și flagul Federației Naziste. Și iată că guvernarea de astăzi a venit cu o declarație care a spus clar că ei vor ca să modernizeze armata națională. E clar, de mult trebuia ca să facă acest lucru, fiindcă, după cum știți din sursele de informație, președintele țării a spus că, Maia Sandu a spus că timp de 30 de ani nu s-a făcut absolut nimic. Da, și e și normal, fiindcă de ce Dodon sau Voronin trebuie să se gândească la modernizarea armatei naționale pe când ei considerau că noi suntem o țară neutră. Ei mai bine spuneau că trebuie să te duci, să te închini rusului pentru ceea ce ți dă și încă trebuie să-i mai spui mulțumesc. Păi, dar de ce trebuie ca să-i spunem noi mulțumesc? El vrea, ne dă. Vrea, nu ne dă. Noi vrem, cumpărăm. Vrem, nu cumpărăm. Acesta este decizia noastră. Noi nu putem, noi nu trebuie ca să ne ducem chiar să îngenunchem. Și încă ceva. Ajunge cât am îngenunchiat. 200 de ani. Fiindcă și cecenii care sunt acum
sub, hai să zic, sub ocupația Federației Naziste și ei sunt nemulțumiți și ei spun că va veni timpul când noi ne vom răscola contra Federației Naziste și Federația Națistă va plăti foarte dur pentru aceea că au colonizat Cecenia timp mai bine de 300 de ani. Și încă o noutate, guvernul a semnat cu stația termoelectrică, cu conducerea de la Cuciorgani, care îi aparține Federației Naziste, a semnat un contract pentru livrarea energiei electrice cu 5,9 cenți pe un kilowatt, ceea ce conducerea de la stația termoelectrică de la Cuciorgan, ei au vrut cu mult mai mult, ei au vrut 8-9 cenți pe un kilowatt. Aceasta tot e o noutate bună, ceea ce demonstrează că actuala conducere e convinsă, e dârză, e foarte hotărâtă și știe destul de bine ceea ce vrea. Și nu vrea ca să cedeze în fața Federației Naziste. Vreți? Noi vă punem prețul. Vreți? Noi îl cumpărăm. Nu vreți? Duceți-vă și vă livrați energia electrică în altă parte, fiindcă noi avem alte surse de existență. Și iată că ei, folosind gazul rusesc, neavând o altă șansă, au luat și au semnat un contract până în luna, până la 15 mai sau până în luna iunie. Și atât am vrut să vă spun pentru ziua de azi, fiindcă Transnistria a trăit, locuitorii din Transnistria au fost spălați foarte bine pe cap cu diferite zoi, că vin românii și îi cotropesc, că românii sunt dușmanii lor și nu mai știu ce e acolo. Așa că va trebui ca ei să-și spele cu apă curată în sfârșit zoile de pe cap care îi le-au turnat până acum mentalitatea Federației Naziste și să ia o decizie în care parte o apucă, fiindcă majoritatea mărfii pleacă spre Europa și banii vin de acolo. Așa că ar trebui și populația ca să-și schimbe mentalitatea, deoarece în ultimul timp se vede destul de bine că foarte multă populație își perfectează actele și își iau cetățenia Republicii Moldova, fiindcă ei, câte un pic, deja înțeleg că Federația Națistă nu mai are acea valoare care a avut-o cândva. 30 de ani e un termen foarte lung, e o treime din viața unui om și zic eu că ce va veni timpul când ei își vor schimba mentalitatea, căci sunt foarte multe persoane, foarte mulți copii care își fac studiile în România și ei vor veni de acolo cu un alt mentalitate, cu o altă poziție și în cele din urmă zic eu că vor reuși ca să-i convingă și pe restul, căci Europa nu mai e chiar așa de strașnică cum le toarnă zoile în cap unia care sunt la conducere. Atât am vrut să vă spun pentru ziua de azi, doamnelor și domnilor. O zi bună vă doresc, sănătate!